aproape un an și jumătate în urmă. We were attending a camp meeting in the state of Victoria in Australia. Eram la adunarea de tineret în statul Victoria, în Australia. On one day we went out for a very big long hike. Într-o zi ne dusesem să urcăm pe munte înalt. And we came back to the campground. Și am venit înapoi la campusul nostru. And the brethren had made a very nice Indian meal for us. Și frații au făcut o foarte faină mâncare indiană pentru noi, au pus o masă indiană. But they made a mistake. Dar au greșit ceva. They made one pot of mild Indian dish. Deci, mild? Mild, not hot. Ok. Au făcut o farfurie, nu? Au pus pe ea mâncare indiană neîncălzită, deci prea rece. And then they had a hot dish. Și au avut și o altă farfurie cu mâncare pregătită fierbinte. They were supposed to make a big, mild dish. Ar fi trebuit să facă o farfurie mare, rece. And a small, hot dish. Și una mică, caldă. But one of the brethren, as they were making the big dish, dar unul dintre frați când făceau asta mare, all this hot pepper in there. Au pus asta cum se cheamă cayenne. Bun. All ardeiute, ceva pișcat. So now people need to eat. Acum oamenii trebuiau să mănânce. Now most people need the mild. Atunci majoritatea vreau să mănânce obișnuit. And I also would like the mild. Zicem noi dulce, nu iute. And I would also like the mild. Și mie îmi plăcea tot dulce, ne iute. And there's only a little bit of mild and there's a lot of hot. Și era puțin dulce și mult iute. I could take hot. That's not a problem. Da, pot eu să înghit și iute, nu e chiar o problemă so pentru mine. So I brought my dish there and I said, okay, put a little bit of mild, a little bit of hot in there. Și atunci mi-am luat farfuria și am spus o să pun puțin din ăsta iute în cel dulce. But the brother was so eager to get rid of the hot, he put a whole bunch in my plate. Dar fratele era atât de, eu știu, nerăbdător să scape de ce pregătise acolo și mi-a pus foarte mult din ăsta iute. It was hot. Dar chiar că era iute. No, I couldn't eat the whole dish. N-am putut, cât mănânc eu de iute. N-am mai mers, deci nu. Alright, so went to sleep that night. M-am dus să mă culc în noaptea aceea. We drove home. Am călătorit către casă. And I started not feeling so well. Și tot nu prea mă simțeam bine. Yeah, something was not doing so good. Ceva nu prea mergea bine. But we were running our missionary school program at the same time. Mergeam într-un program, deci funcționa un program de școală misionară pe vremea aceea. We had another teacher for the whole time, so I just had a little bit of free time right now. Era un alt profesor care îngrija de cursul la acel moment, așa că aveam puțin timp liber. And I was working in my backyard. Lucram în spate, în grădină. I started feeling a little temperature. Am început să simt așa că mă ia cu febră. Right. Ceva nu era bine cu mine. And so my wife had made some soup. Soția mea a făcut ceva supă. And I thought maybe I need to improve my circulation a little bit. Și m-am gândit că ar fi bine să îmi îmbunătățesc circulația sângelui. So I added a little bit more cayenne pepper in my soup. Și am pus eu și ceva cayenne. Asta tot iute în supă. And everything is fine. Și m-am gândit că tot o să iasă bine. And later that evening something started really going bad. Something. Dar în seara aceea mergea chiar rău. Well, I understand my natural remedies a little bit. Știam eu ceva despre tratamente naturale. And, my wife has a natural clinic at the home. Soția mea are o clinică naturistă acasă. So I thought something's wrong, let me have a clinic. Și atunci am zis, nu e bine cu mine, trebuie să facem o curățire. So I had a clinic. Clisma, cum se spune. Yeah. Așa. And it was something still not right. Și tot nu era bine cu mine. And I started feeling some pain. Am început să mă doară. I have pain all the way in the front here. Deci în toată partea abdominală până și în spate. This is new. Asta era nou deja. Never had something like that. N-am avut așa înainte. So I thought, let me have a nice relaxing bath. Și atunci am spus, o să fac o baie faină, așa relaxantă. So I go in a nice hot water. M-am dus într-o cadă cu apă fierbinte. And everything is fine. Și tot a fost bun. Everything is comfortable. Era comod, plăcut. So it's getting a little bit late that night. S-a făcut târziu noaptea aceea. And I went to bed. M-am dus la culcare. And as I was sleeping in the bed, când dormeam,
pain came up again. A revenit durerea. Oh, what's going on now? Dar ce se întâmplă? So I sit up. M-am ridicat. Oh, it's a little bit better. Am zis că e ceva mai bine. And then pain again. Și din nou durere aprigă. So I lay down again. M-am așezat. Nothing. It's terrible pain. Deci nu mai era teribilă. My wife is asleep, trying to sleep. Și soția mea încerca să doarmă. She has to get up early in the morning. Trebuia să se scoală de vreme dimineața. Let me go to the other room. O să mă duc în cealaltă cameră. So I lay on the couch. M-am așezat pe canapea. And I can. Și oricum nu mai puteam. Durerea nu mai mă lăsa pe ea. Niciodată n-am pățit așa. Și atunci m-am gândit ce o să fac acum. My wife said, what's going on with you? La urmă, soția mea m-a ce-a dat seama că ceva de regulă, mi-a zis, ce-i cu mine? Nu știu, dar e rău. Atunci a zis, bine. I need to go to the hospital. Trebuie să mă duc la spital. No, I don't go to the hospital very often. Nu mă prea duc eu la spital, deci foarte rar mi se întâmplă. Trebuie oricum să descoper ce-am pățit, că ceva era rău. I told her, you stay in bed. Și am zis, tu rămâi în pat, o să trebuiască să scoli dimineață, dar eu mă duc la spital. It's already midnight. Era cam miezul nopții. And I start driving. Am început să conduc mașina. Oh, it's only half an hour to the hospital. Jumătate de oră până la spital. But it's miserable. Dar era groaznică durerea. Oh, this is getting worse by the minute. Și în fiecare minut se făcea mai rău. I finally get to the emergency room. Am ajuns la urgențe. And you gotta fill up all this paper. Trebuia să scrii o grămadă. Because I've never been to the hospital. N-am fost niciodată în spital ca să mai aibă deja. Man, it's dying. Și simțeam așa parcă mor. And I looked there, there's nowhere to lay down. N-aveai unde să te întinzi. All the chairs in the hospital had arm thing. Toate spitalele aveau o cotiere. And I couldn't sit. Scaunele. I could not sit anymore. Și nu puteam așeza. So I lay on the floor. Așa că m-am culcat pe jos. And the doctors keep coming in, looking tot at veneau, the patients. Veneau doctorii, plecau să uitau la ceilalți pacienți. The floor like this. Mă vedeau acolo la pătușul meu. All right, bring him in. Și atunci în final s-au milostivit și au zis, gata, duceți-l. So we're going to give you some morphine. O să-ți facem morfină. But first they gave me something else. Înainte de asta, is that okay now? No, it's terrible. E bine? După ce i-au făcut ce i-au făcut primul. So they gave me some morphine. Atunci i-au dat tare, morfină, să-i liniștească. Now you should feel better. Acum ar trebui să te simți mai bine. No. Te ești mai bine? Nu. They gave me 10.5 milligrams of morphine. 10 miligrame și jumătate de morfină. Before the pain stopped. Până chiar s-a oprit durerea. No, this is strange. This is something else. Zice, nu, asta e grav. So I was there, sitting there all evening. Toată seara acolo. They waited me in the hospital. M-au ținut. Everything was calming down. S-a liniștit toate. But this is about Wednesday. Era miercuri. By Friday they thought, okay, now you can go home. Vineri deja mi-au dat drumul acasă. They said it must have been the Indian food. S-au gândit, știi, asta trebuie că e mâncarea indiană. Because everything was starting to get normal. Pentru că totul de redevenea normal. So, I went home. Așa că m-am dus acasă. I did a bit of work at the church first, and then am lucrat puțin în lucrurile care țineau de biserică, I m-am ajuns acasă. Nu mai întrebai niciun fel de mâncare. So Friday night I didn't eat anything. N-am mâncat vineri seara nimic. Sabbath I drank. You only drank. Drank. Am băut și atât. I stayed home for the first time in a long time. I must be really sick not to go to church, you know. Deci mi se întâmplă foarte rar, așa trebuie să fii foarte bolnav să nu mai mă duc eu la biserică. În sâmbătă am rămas acasă. So Sabbath evening, sâmbătă seara, I thought I could eat some salad. Am venit să mănânc ceva salată. And a little piece of bread. Și puțină pâine. Then a little bit of oil in the salad. Și puțină ulei pe salată. Beautiful salad. Frumoasă salată. And I was happy. Și eram bucuros. My wife came home from church with some of the students. Soția mea a venit acasă de la biserică cu câțiva dintre studenți. And 11 o'clock that night. Și la 11 noaptea, noaptea aceea. Started all over. M-a luat de la început. Now what is this? Și acum cu asta ce mai? I didn't eat hardly anything. Că doar n-am mai mâncat mâncare indiană. Mâncare indiană înseamnă iute. I go in the bathtub and start calming things down. Iar în apă fierbinte, în cadă, s-a mai liniștit. I spent half the night in the bathtub. Jumătate din noapte am petrecut în cadă. The next day, a doua zi, I had to go see a doctor. Trebuie să mă duc la doctor. And they told me, don't go to the emergency room, go to your doctor. Și atunci de asta suntem aici, la urgență, de la doctor. So I waited till 2 o'clock, the special medical
doctor's place opens. Deci am așteptat până la ora 2 și jumătate când deschideam un pe loc. What is this? This is something strange. Ceva nu e în regulă. And then I thought, oh, I'm waiting all late in the sunshine. Și atunci stăteam acolo în soare. And as I waited in the sunshine, I started getting a little peaceful. Mă simțeam ceva mai bine la and soare. And I identified where the pain was coming from. Și am descoperit de unde vine durerea. And I thought, I wonder if it's the gallbladder. Și m-am gândit, eu trebuie să fie vezica biliară. Yeah, I talked to my wife and she said, yeah, it must be the gallbladder. I-am vorbit și cu soția mea și începea să se cristalizeze gândul ăsta. So I went back to the hospital. M-am dus iar la spital. I had to go to their general doctor first. Întâi la medicii generaliști. They sent me in for x-rays. M-au trimis la raze. And the other doctor that saw me the first time și was there. Care m-a văzut prima dată m-a văzut. He needs something else. No, no, deja nu mai e de tine aici. And they did a scan. Au făcut o scanare. And it's the gallbladder. Da, pus și asta, ecografie, da. Yes. Și au ajuns la cum, da, gallstones. Zice, ai niște pietricele de toată frumusețe. Oh, they said, don't drink anything. Nu mai bei nimic. Because you may have to go to surgery. Pentru că va trebui să te duci la cuțit. But this time I knew that I brought my water with me. Da, știți, eu căream sticluța asta cu mine. Deci nu mai gata, trebuie băut. Zic ei că îmi trebuie să bei. And they scheduled me for surgery. Și m-au programat pentru ce oră să and mă opereze. You have to go immediately to surgery. Și am spus, acum, imediat, la operație. I said, I just wait a minute. Și că nu numai puțin, stați așa un pic. Isn't there something else besides surgery? Se mai poate face și altceva decât operație? I said, no. Nu. Only one thing, surgery. Doar un singur lucru se mai poate you face. You must have your gallbladder removed immediately. Trebuie să-ți scoatem vezica biliară repede, acum. So the next morning, they kept me there in the morning. M-au ținut acolo dimineața următoare. And they said, now, one doctor came, you must go to surgery. Un doctor a venit și a spus, trebuie să te duci la operație. I'm a little too young to lose some body parts yet, you know? Și fratele le-a răspuns, sunt totuși prea tânăr ca să-mi pierd o parte din părțile componente. And I said, you have to have surgery. Dar trebuie să te duci la operație. I said, I'm not ready to lose the gallbladder, you know? Dar nu sunt dispus să-mi pierd vezica biliară astăzi. I said, no, but you have to. Dar trebuie. No. No. They said, but the gallbladder is not necessary anyway. Zice, dar oricum, asta, vezica biliară, oricum nu folosește în niciun fel. I said, I don't think I made a mistake in putting a gallbladder in my system. Cred că Dumnezeu a greșit când mi-a pus și vezica biliară. I said, no, I'm going to do something natural. O să încerc să fac ceva natural. You know, I remember years ago. Mi-am adus aminte cu ani de zile în urmă. When I went to missionary school. Când am mers la școala misionară. I remember studying something about the gallbladder. Mi-am adus aminte că s-a discutat la un moment dat ceva despre vezica biliară. And how to remove gallstones. Și cum pot să scap de calculi biliare. I'm gonna have to go back into the container and find my notes from missionary school. O să mă duc în lada în care îmi țin eu notițele de la școala misionară. I said, no, I'm not letting my gallbladder go. Și n-o să le dau eu vezica mea la ăștia. Nu. So then they sent a few more nurses in. Au mai trimis niște asistente. You must have surgery. Trebuie să te operezi. Nope. Nu. I'm going to get rid of my own problem. Nu, o să am grijă de problema mea singură. So they sent another nurse in. Au trimis altă asistentă. You must have trebuie să te operezi. Nope. Nu. And then they bring the doctors again. Și au venit doctorii la urmă. You must have the gallbladder. Trebuie să te operăm. No. Nu. Not losing the gallbladder. Nu vreau să văd. Not ready. Eu o să-mi pierd, nu sunt gata să-mi cedez vezica biliară. And this one nurse, after I said I will not, I'm going to do some natural treatment. După ce am spus că o să fac tratamente naturale. She said, well, I have done my duty. Zice, bun, eu mi-am făcut datoria mea. To explain to you the medical needs. Să-ți explic nevoile medicale. But if it was me, she says, dar dacă aș fi fost în locul tău, I would also use natural treatments. Și eu m-aș fi tratat tot natural. Because the gallbladder, you must have the gallbladder. Pentru că trebuie să ai și vezică biliară. If you don't have the gallbladder, you cannot digest fats properly. Dacă nu ai vezică biliară, nu mai poți digera grăsimile potrivit. I already have a weight problem. Imagine if I had a gallbladder. Deja am eu ceva problemă cu greutatea. No, dacă no, scoți really vezica, like this, să vezi cum mă îngrașă de numai. So I called up my wife.
Am sunat-o pe soție. And told her, yes, it's a gallbladder. Și mi-am confirmat, da, se pare că vescabiliar e problema. She says, well, you won't believe what I found out. Zice, nici nu-ți vine să crezi, spune soția, ce am descoperit între timp. She said, last year, anul trecut, I had a client, am avut un client who was doing a special liver cleanse. Care a făcut un tratament special de curățire a ficatului. To remove all those gallstones. Care să îl facă să scape de toate acei calculi, toți calculii biliari. And she told me about a book. Și mi-a spus ceva despre o carte. In the United States. În Statele Unite. And she said, and the last time you went to the United States. Și ultima dată când ai fost în Statele Unite. I ordered a book. Am cerut, deci am comandat cartea. And you brought the book home. Care ți-a fost, eu știu, înmânată și pe care ai adus-o acasă, în Australia. I was just bringing books home for her. Deci oricum aducea. I didn't look at what the books were. Tot felul de cărți acasă, ci știam ce a comandat soția. So they won't let me go out of the hospital yet. Așa că încă nu-mi dădeau drumul din spital. Until the main two doctors come and see me. Până ce n-au venit principalii doi doctori responsabili. Meanwhile, my wife was going into town. Soția mea venise în oraș. And she brought me the book. Mi-a adus cartea. And now I had the book. And now the other that nurse who said she does natural remedies as well. Acuma, doamna asistentă care spunea că și ea practică remedii naturale. She saw me reading. M-a văzut citind. She said, "What are you reading? Ce citești? Contraband. Contrabandă, zice. I had this smuggled in, you know. Zice, am smuggled in, I don't know what's it. Smuggled, you know, when you do it to hide something, to bring it in. Zice, am illegally, you know. Materialul ăsta de contrabandă care a fost introdus în spital. And so now I'm reading my book. Așa că îmi citesc carte. I'm what to do. Învăț ce să fac. And of course I needed to get out of the hospital. Era musai să scap din spital. And I gave myself a little bit of time. I-am dăruit timpul respectiv. If they don't release me, I go by myself. Dacă nu mă eliberează de aici, o să plec de capul meu. I read the whole book, all the important parts. Citit părțile principale. Și acum știam ce am de făcut. But our time is up. Dar s-a terminat timpul. Mulțumim, va continua. Fratele, deci suntem liniștiți și așteptăm în continuare. Avem un moment muzical, rugăm pe doamna profesoară, împreună cu Viorin, informația despre eu să laude pe Domnul cu ceea ce ne-a pregătit și vă lua de o cântare, vă lua încă două. Și după aceea se pregătește corul să laude pe Domnul.